Vicepreședintele PNL Mihai Voicu, cel care s-a aflat astăzi pentru a patra oară în județul nostru, nu a știut să răspundă atunci când a fost întrebat de jurnaliști despre dificultățile din Gorj. Aveți idee de ce șomaj în Gorj? Nu. Dar acele probleme pot fi identificate de partidele politice din județ și factorii politici din județul Gorj pot acționa pentru găsirea unor soluții pentru aceste probleme. Aflat în dificultate, liderul de la centru a fost salvat imediat de președintele PNL Gorj, Dian Popescu. Acesta a ținut să precizeze că problemele locale sunt știute doar de el. Asta după ce și-a dat seama că a gafat prezentându-l pe Voicu drept un liant între teritoriu și centru. Liderii de la centru spun asta direct ce se întâmplă la centru. Ce se întâmplă în județul Gorj este aparajul meu. Mai mult decât atât, Popescu a vrut să demonstreze jurnaliștilor, dar și unor șefi de instituții publice, care sunt adevăratele cifre legate de șomaj. Și dacă vreți să vă spun și cu șomajul, haideți să vă spun eu cu șomajul, că nu știți nici noastră, nici presa și nici ITM-ul. Sunteți într-o gravă eroare, pentru că să dau pe surse niște date, datele sunt eronate, sunt date tot pentru asta, pentru presă, ca să aveți ce specula. Zilnic, procentul șomajului se modifică cu 0,02%. Prin pierderi de locuri de muncă și prin contracte noi. Peneliștii susțin că și alți lideri de la centru vor veni în județul Gorj în perioada următoare.